Pentru seara aceasta, vă invit să deschidem scripturile la cartea Iov. Și dacă aseară s-a citit din cartea Iov, am zis să rămânem la aceeași scriere, numai că în seara aceasta o să citim de la capitolul 1, primele 5 versete, după care o să trecem și în Noul Testament și o să citim câteva versete și din Matei, din capitolul 7 de la versetul 24 la versetul 27. Cuvântul Domnului spune așa. În țara Uți era un om care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut șapte fii și trei fete. Avea șapte mii de oi, trei mii de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era mai cuvază din toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăți, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se sculea dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Că zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Matei, capitolul 7, de la versetul 24 la 27. De aceea, pe oricine aude Aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele și-au suflat vânturile și-au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Să ne reașezăm. Pentru că seară au fost deja aduse salutările de la școală, de la institut, mi-au rămas cele de acasă, de aceea vă aduc salutările din partea colegilor de slujire din Biserica Sfânta Treime din Bistrița. Domnul Isus să vă binecuvinteze pe toți și să vă împliniți menirea, scopul pentru care va așeza Domnul aici, să faceți lucrarea Lui până la capăt. Pe de altă parte, mă bucur ori de câte ori mă intersectez cu familia Mois, Uh, și am așa, e o invidie pe ei, pentru că, uh, dar se și potrivește bine în seara asta, pentru că mi-a fost cerută o temă de familie, așa o combinație de evangelizare și familie, să vedem noi ce o să iasă în seara asta, uh, dar eu am o invidie pe ei, pentru că ei pot să slujească cu familia. De câte ori mă intersectez cu ei și mi se umple inima de bucurie prin slujirea pe care o fac, ei slujesc cu familia. Eu n-am cum, că n-am cum să mă aduc nevasta cu mine la amvon, așa că trebuie să o fac de unul singur. Deci să nu mă judecați că eu nu slujesc împreună cu familia în mod vizibil. Dar vă asigur că soția mea știe ce are de făcut în spate, pentru că fără ea n-aș putea face nimic. Așa că... Andreea, n-ai deconspirat nimic. Știm exact ce fac soțiile noastre acasă. Pentru seara aceasta, mi-a pus domnul pe inimă o temă extrem de importantă și anume, în seara aceasta o să vorbesc despre locul în care suntem exact așa cum suntem. Locul în care suntem exact așa cum suntem. Mă uit peste voi, pe cei mai mulți nu cred că v-am văzut niciodată. Sunteți excepțional de frumoși. Arătați bine, sunteți îmbrăcați bine, se vede că aveți o viață disciplinată, elegantă, frumoasă. Dar asta e aici. Când venim la biserică, știm să ne pregătim bine, Știm să arătăm bine, știm să ne expunem bine. Ne controlăm vorbele, ne controlăm gesturile. La fel cred că facem atunci când mergem la serviciu. Nu ieșim din casă oricum. Se spune despre români că se îmbracă frumos și când merg să-și cumpere pâine de la colțul străzii, pentru că suntem o nație educată și așa trebuie, nu să mergem în pijama pe stradă, cum sunt poate în alte țări. Deci, știm să dăm bine în public și poate că uneori doar salvăm aparențele. Spun lucrul acesta pentru că m-a întristat o statistică pe care am citit-o de curând, și anume că în România noastră, în care ne declarăm peste 95% creștini, în România noastră, la fiecare șapte minute, se consemnează un divorț. Știți ce înseamnă asta? Peste 75.000 de, de divorțuri pe an. Știți ce înseamnă asta? Peste o treime sau peste 30% din familiile care se întemeiază nu rezistă până la capăt. Îmi cer iertare că am început cu un lucru trist în seara aceasta despre familii, dar aceasta este realitatea. Dar peste aceste 30% care își încheie călătoria împreună într-un divorț, am stat să mă gândesc din celelalte 60 și ceva la sută rămase: câte sunt funcționale și câte sunt disfuncționale. Iar peste acestea, cu tot progresismul actual și cu toată nebunia care a venit peste lume în ultimii ani, câte așa zise familii își încearcă, știu eu, tot felul de parteneriate sau familii surogat și concubinaje pentru că nu vor să-și asume responsabilitatea și n-au teamă de Domnul. Și atunci mă întreb, care este de fapt realitatea din spatele acestor cifre? Îmi pun întrebarea, trebuie să ne oprim în biserică și asupra acestui subiect sau subiectul ăsta trebuie predicat doar așa, la nunți? Dragii mei, nici măcar la nunți nu mai se predică pentru că știm noi cum sunt programate noi așa programele de nuntă. Masa e importantă, nu? Dar cred că e bine din când în când să ne oprim și să ne uităm în Sfânta Scriptură, pentru că doar de acolo vom găsi voia lui Dumnezeu cu privire la familiile noastre. Și nu este un subiect de mică importanță, pentru că, dragii mei, am spus că o să vorbim în seara aceasta despre locul în care suntem, așa cum suntem. Pentru că în momentul în care vom pleca de aici, din biserică, vom ajunge la casele noastre și când punem mâna pe clanța de la ușa noastră și intrăm dincolo de ea, acolo ne lăsăm masca jos. Dincolo de faptul că ne facem confortabil, nu? acolo lăsăm masca jos, acolo nu ne mai filtrăm cuvintele, nici privirile, nici atitudinile, acolo suntem de fapt cei care suntem. Deci, pentru seara aceasta, o temă legată de ceea ce am pus și pe un, un mic PowerPoint aici, temelia familiei. Temelia familiei. Acum, prin natura împrejurărilor, am construit vreo două, trei case, și mă gândesc că mulți dintre dumneavoastră ați construit o casă sau știu eu, ați fost implicați într-un fel sau altul în construcția unei case. Din toată experiența aceasta de construcție, încă niciodată nu s-a oprit un om lângă șantierul unde lucram și să-mi spună, domnule, ce fundație frumoasă ți-ai pus. Niciodată. Domnule, cum ai putut să pui o fundație atât de frumoasă, atât de estetică? Oamenii vor veni și îți vor lăuda culoarea, candelabrele, covoarele, mobila, îți vor lăuda lucrurile care iau privirea. Dar nimeni nu va veni să laude temelia. Dar ce ar rămâne din casă? Cum să investim milioane, dacă vreți? Cele mai scumpe lucruri să le punem și să iau ochii. Dar am pune ce nu trebuie la temelie. Ce s-ar alege de toată frumusețea și estetica lucrurilor care nu țin rezistența? De ce în seara aceasta, aș vrea să ne oprim la lucrurile care țin casa împreună lucrurile pe care se zidește corect casa și oricâte valuri ar veni, nu dacă vor veni, ci când vor veni, casa aceea să rămână împreună. Încă n-am întâlnit nicio familie care să nu treacă prin provocări. N-am întâlnit nicio familie care să nu fie tulburată. N-am întâlnit nicio familie care să nu treacă prin conflicte. N-am întâlnit nicio familie care să nu aibă momente de dificultate. Unele trec mai bine, altele trec mai, știu eu, mai dificil prin acestea. Altele nu trec deloc. Pentru că eșuează acolo, în încercările prin care trec. Dar, dragii mei, în această seară vrea să ne uităm dacă am pus ce trebuie la temelia casei noastre sau dacă nu cumva este o vreme de har pentru noi, pentru toți și Dumnezeu ne mai cheamă să așezăm la temelia casei noastre. Pentru că nu e suficient să salvăm aparențele, ci familia noastră trebuie să fie solidă în ea însăși. Nu de mult a trecut pe la mine o familie căsătorită de curând, cred că aveau undeva un anișor de experiență ca soț și soție, și când au intrat în casă, erau devastați. Erau epuizați. Și au zis, frate, pă, s au șezat așa pe două fotolii, un pic mai la distanță decât era cazul, și mi-au spus, frate păstor, ce să facem să ne salvăm casa? Mi-a fost și milă de ei, mi-au fost și dragi, pentru că mi-am dat seama că în imaturitatea lor n-au știut să așeze lucrurile cum trebuie, N-au știut să-și prioritizeze lucrurile cum trebuie în viață, n-au știut și n-au înțeles încă ce e valoros și ce contează în viață și erau la un pas să dea cu piciorul la una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu ne le dă și care este o familie. M-am uitat la ei cu drag și le-am spus, am vrut și să-i șochez, recunosc un pic, și le-am spus, dragilor, voi nu mai puteți face nimic. Ea și-a deschis ochii larg, am văzut așa uh, niște grimase de deznădejde, el s-a încruntat, cum fac bărbații în criză, s-a încruntat și s-a uitat așa la mine și a zis, cum adică chiar nu mai putem face nimic, adică s-a încheiat pentru noi? Și am zis, nu, nu asta am spus. Dar voi vreți să vă rezolvați familia plecând pe un drum greșit. Cum pe un drum greșit? Am venit și am pus o întrebare onestă, o întrebare care mi se pare foarte corectă. Ce să facem ca să ne salvăm familia? Repet, nu mai puteți să faceți nimic. Voi căutați soluțiile într-un loc greșit pentru că nu înțelegeți ce e familia în esența ei. Tot nu am înțeles ce mi-am spus. Și a trebuit să mă explic, cum probabil trebuie să mă explic și în seara aceasta. Și am zis, dragilor, Familia nu este o sumă de evenimente care se întâmplă și ne țin împreună. Și dacă facem și asta, și dacă mai facem și asta, și dacă ne mai schimbăm un pic aici, ia ca o să punem familia și o să o ținem împreună. Familia nu este așa o succesiune de evenimente. Familia este un proces continuu. Că eu nu sunt soț doar când vreau să afle celălalt că sunt soț. Nu sunt soție când îmi convine să mi se spună soție. Nu sunt tată când fac ceva pentru copilul meu. Nu sunt copil când aș vrea părinții să știe că sunt copilul lor. Noi tot timpul suntem asta. Adică noi nu putem să spunem, acum sunt, acum nu sunt. Acum fac ceva și se întâmplă ceva în casa noastră, acum nu mai fac și poate intrăm în criză. Nu! În momentul în care noi am ales să primim din partea lui Dumnezeu o familie, noi am devenit cineva. De aceea familia nu este despre a face ceva ca să se simtă bine și celălalt, ci înseamnă a deveni Cumva, cineva în interiorul acelei relații numită familie. Deci, familia, în primul și în primul rând, nu este despre a face, ci este despre a fi. Pentru că, în momentul în care, așa cum am spus, tu intri în casa ta, tu nu începi să te gândești, oare acum am de spus asta? Am de făcut asta, mă, fac și asta? Nu. Acolo suntem noi, în naturalul nostru. De aceea am început cu această întrebare. Și atunci, întrebarea cheie pentru tine în seara aceasta este: când intri în casa ta, ce intră odată cu tine? Ce aduci odată cu tine în casa ta? Te aduci pe tine. Dar cum ești tu? Cine ești tu? Pentru că noi nu putem juca teatru de-a soțul sau de-a de-a tata sau de-a copilul, ci noi ne aducem pe noi, așa cum suntem. De deci soluția nu este de a face ceva, ci de a deveni cumva. Și când devin ce Dumnezeu vrea să devin, ce voi face, pur și simplu curge în mod natural din cine sunt. Familia trebuie să fie locul transformării noastre. Un om bun nu poate să facă lucruri rele, decât accidental. Sunt incidente, că suntem oameni. Vorba, ai, ne mai sare muștarul câteodată. Dar în mod natural, un om bun face lucruri bune. De aceea, soluția, dacă este aici o familie în criză, soluția nu este să căutați să mai inventați ceva că spectaculos ca să salvați familia ce. Nu, ci trebuie să vă coborâți asupra propriei ființe Ca să devenim ce vrea Dumnezeu să devenim în casele noastre Așa să ne ajute Domnul Deci primul lucru ca să așezăm o temelie solidă la, la familia noastră Este să punem corect probleme, să înțelegem corect relațiile de familie Dar cum arată această clădire? De ce trebuie să pun o temelie corectă, solidă a familiei? Dragii mei, noi nu trebuie să inventăm designul familiei, pentru că asta cel care a creat familia a făcut-o. La ce s-a gândit Dumnezeu atunci când a creat familia? Poate că te-ai căsătorit de mulți ani, și nu ți-ai pus niciodată, sau nu ți-ai pus de foarte mult timp, întrebarea, ce ar trebui să fie acasă la mine? Cum ar trebui să fie casa mea, căminul meu? Că mulți au casă, dar n-au acasă. Cum ar trebui să fie acel loc, acele relații, acel spațiu unde suntem împreună și că pe care o numim familie creată de Dumnezeu? Primul lucru care trebuie să fie în casa ta, după designul lui Dumnezeu pentru familia ta, este locul siguranței tale. Este acasă la tine locul în care te simți cel mai în siguranță? În momentul în care intri în casa ta, ce simți? Te odihnești, este un, un loc al siguranței? Sim, știi, ai siguranța că nu se poate întâmpla nimic rău acolo? Dragii mei, dar hai să punem problema invers. Ce simt ceilalți atunci când intri tu în casa ta? Ce aduci odată cu tine în acel spațiu în care ți este soțul, soția, copiii? Ce se întâmplă prin prezența ta acolo? Este un loc sigur? Aduci odată cu tine pace, liniște, bucurie? Se adună lucrurile, vin dintr-o dată toți pe lângă tine, te caută, se simt confortabil în prezența ta. Ești un agent aducător de siguranță sau de stres? Sau de nesiguranță? Câți nu merg cu groază înspre casele lor? Pentru că de atâtea ori, în loc să găsească un loc de siguranță, a fost un loc al conflictelor, în care niciodată nu-i destul de bine, niciodată nu-i destul de... Și așa mai departe. Tot timpul mai este încă ceva. Tot timpul trebuie comentat ceva, tot timpul trebuie corectat ceva. Și este așa o, 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 un abur, un abur de tensiune permanentă. Astăzi oare din ce o să înceapă iară? Astăzi din ce o să fie nemulțumirea? Așe mai, Așa n-am făcut bine iarăși. Și sunt familii care creează o asemenea stare de tensiune în care nu vrei să intri, din care nu știi cum să ieși mai repede. Este casa ta un loc al siguranței? Primii care plătesc un preț pentru nesiguranța, pentru spiritul conflictual, e suficient unii doar să se vadă. N-au nevoie de niciun motiv. Prima silabă și deja e replică acolo. Știți care sunt primele victime ale unei asemenea familii nesigure? Ăștia trecuți în viață, deja vorbaia vorba e, e îngroșată pielea, nu așa? Dar sunt niște suflete inocente pe care îi numim copii. Și copiii care cresc în medii de nesiguranță sunt victime care abia așteaptă să evadeze de acolo. Mai mult punem o presiune spirituală pe ei dacă ăsta e mediul pe care îl creăm, Pentru că văd în noi un fariseism pe care nu și-l pot explica. Ne văd sfântoci la biserică de nu mai știm de noi. Ne văd rugându-ne la biserică să ne audă toată biserica. Iar când intră intr în casă, stau și se întreabă, bă, cine e tata, cine mama? Ai de acolo sau o de aici? Eu nu judec pe nimeni și nu am venit să am un mesaj aspru. Și vreau să înțelegem toți, să ne păzim, pentru că diavolul asta vrea, să ia siguranța din casele noastre și după proiectul lui Dumnezeu, ca acolo să fie locul în care să mă simt cel mai sigur, diavolul vrea să facă din casele noastre locul cel mai nesigur. Ăsta e primul lucru pe care îl intenționează Dumnezeu de la noi. Ca să avem un loc al siguranței. Al doilea lucru pe care Domnul îl intenționează de la familiile noastre, familia să fie un loc al formării noastre. Un loc al formării noastre. Ce, ce formare? Dragii mei, prima formare de care toți avem nevoie este formarea care ține pentru veșnicie și asta e formarea spirituală. Ori cel mai eficient loc pe care Dumnezeul alege pentru formarea noastră spirituală și să nu cumva să credeți că nu cred în biserică sau că nu dau preț bisericii, din contră, dar cel mai eficient loc pentru șlefuirea noastră spirituală nu e biserica, ci biserica de acasă, e familia. Acolo Dumnezeu a așezat lângă mine persoana perfectă, potrivită pentru cine sunt eu. Și m-a așezat pe mine lângă persoana respectivă, care este soțul sau soția mea, pentru că are de lucru cu noi. De multe ori, poate ne-a trecut prin cap, sau poate de puține ori. Oare m-am căsătorit cu persoana potrivită? În momentele de criză ne trec astfel de comete prin cap. Oare m-am căsătorit cu persoana potrivită? Și răspunsul imediat este da. Da. Dar Dumnezeu a știut că așezând o persoană lângă mine, care la un moment dat s-ar putea să-mi pară inconfortabilă, de fapt, Dumnezeu. O folosește pe Mihaela, care este soția mea, pentru că are de șlefuit în caracterul meu. Unde aș învăța răbdarea mai bine ca acasă? Unde aș învăța să tolerez la anumite lucruri, să fiu mai moale puțin decât acasă? Și vai de mine, când încep să ne, ne crească copiii așa, și îl scoatem din scutece începem să ne muiem noi, nu? Că să ai noștri. Cu altora nu ne muiem. Cu altora suntem niște judecători. Dar când e vorba de ai noștri, domnule, și dacă urlă mai tare decât toți copiii din biserică, a noștri, așa, păi, aici de, de, explicații. Că să ai noștri. Și Dumnezeu folosește familia să, șlef, să cioplească în noi ce trebuie cioplit, astfel încât, după ani de zile de familie, să semănăm tot mai mult cu Hristos Domnul, lăuda să fie El. Al treilea lucru pe care îl intenționează Dumnezeu pentru căminul nostru, adică așa arată casa. Acasă trebuie să fie locul odihnei. Când spun locul odihnei, dragii mei, nu spun numai locul unde este un dormitor bun și o saltea. În ziua de astăzi, oamenii investesc foarte mult în saltele. Pentru că toți spun că e foarte important, totuși stăm câteva ceasuri pe, din 24 acolo. Nu e normal să avem ceva să ne țină, nu știu ce, pe aici. Așa. Mai ales după vreme când îți mai slăbesc anumiți mușchi. Dar nu la odihnă asta mă refer. E bună și asta, cred că, Uh, cred, în ultimul timp, că am mă odihnesc pe acasă, dar uh, despre altă odihnă vreau să vă spun. Casa noastră trebuie să fie locul în care ne liniștim. Este locul în care ne echilibrăm mintea și inima, locul în care găsim pacea, locul în care ne scufundăm în noi și ne putem să ne, să ne găsim acel spațiu în care să ne simțim bine. Dacă la tine acasă nu te simți bine și relaxat, te întrebi unde? Unde? Vai de omul care se simte mai bine la serviciu decât acasă. Pentru că acasă trebuie să fie acel spațiu în care atunci când intru Abia să aștepte ceilalți să vină împreună. Îți sar copii în brațe. Nici n-apuci să te descalți bine. Te pui în... Cum am eu un fotol. Cel mai urât fotolul din lumea asta. Și cel mai confortabil. Dar ăla e cel mai bun loc din universul ăsta pentru... Nu există! Casa albă! Pistol cu apă. Ei fotolul la urât și bun. Dar nu pentru că e bun el ci pentru că știu că acolo îmi consum cele mai frumoase momente din viața mea. Parcă se echilibrează totul, se duce totul, se duce calendarul, se duce presiunea, se duc ședințele, se duc lipsurile. toate se duc. De ce? Pentru că sunt oamenii pe care îi iubesc acolo. De ce? Și mă mulțumesc să am un ceai bun pentru cei mai slabi, o cafea serioasă pentru bărbați adevărați și mă liniștesc stând de vorbă cu Mihaela și cu fetița care a mai rămas cu noi. Deci, ai acel loc al odihnei, a păcii. David spune, mă culc și adorm în pace. Este acasă la mine și am o asemenea viață cu familia în care să pot adormi liniștit? Fără stres, fără tensiune, fără să întorc spatele, să nu simt pe nimeni lângă mine, te poți odihni acasă la tine. Este locul odihnei. Asta a vrut Dumnezeu de la noi, de la familie noastre. În al patrulea rând, casa noastră, căminul nostru, trebuie să fie locul împlinirii. Aceasta intenționează Dumnezeu de la familie noastre. Locul împlinirii noastre. Dar vedeți dumneavoastră, nu știu cum ni s-a schimbat, ni s-a strâmbat mintea că nu punem întrebarea corectă. Noi nu ne întrebăm instinctual oare ceilalți sunt împliniți prin prezența mea în casă? Și noi punem întrebarea ce face celălalt pentru familie? Ce face celălalt pentru mine? O, oh, dacă mi-ar spune, dacă m-ar duce, dacă mi-ar face, să vezi ce împlinit aș... Nu, 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 nu. Asta e întrebarea greșită. Când vorbim așa, ne uităm în oglindă și noi trebuie să ne întăm pe fereastră la celălalt. Ce aducem noi în viața celorlalți? Știți care este unul dintre cele mai frecvente reproșuri în familiile cu probleme care au venit și au cerut ajutor? Printre cele mai frecvente reproșuri pe care, de exemplu, soțiile le fac cu privire la soților, este următorul. Nu că nu le aduce suficienți bani. Nu că nu le oferă, nu știu ce, concediu, nu că nu e suficient de bună mașina. Nu acestea sunt reproșurile. Și vă spun cu sinceritate, printre cele mai frecvente sunt reproș este următorul. Soțul meu și-a abandonat rolul de preot al casei. Noi nu ne mai rugăm împreună? Noi nu mai citim Scriptura împreună? Nu mai postim împreună? La noi nu se pomenește cuvântul Dumnezeu. La noi, noi creștere spirituală, nu avem nimic în comun în ce privește relația cu Dumnezeu. Fiecare e cu calea lui. Pentru că la aceasta mă refer când vorbesc despre locul împlinirii. În ce fel îl ridicăm, în ce fel tragem în sus viața spirituală în casă prin prezența noastră. De aceea am pus întrebarea încă de la început. Ce aducem cu noi când intrăm în casă? Aducem un plus spiritual. Aducem entuziasm, aducem pasiune, aducem dragoste de Dumnezeu, aducem sfințenie, ce aducem? Numai ce suntem, aia aducem. Iar locul împlinirii trebuie să fie locul de acasă. Când te simți mai împlinit la școală, când te simți mai împlinit la serviciu, în business-ul tău, cu alții decât cu cei din casă, ai o mare problemă. Ai o mare problemă. Și nu în ultimul rând, Dumnezeu, când s-a gândit la familia noastră, a pus acolo încă ceva. Acasă, la noi, trebuie să fie cel mai sfânt loc de pe fața pământului. Cel mai sfânt loc de pe fața pământului este familia ta. Sfânt înseamnă pus deoparte cu un scop. Dumnezeu are scopuri pentru casa ta și a sfințit tipul acela de relație pe care n-ai voie să l împărtășești cu nimeni. Este absolut, exclusiv, numai în casă și pentru cei din casă. Este sfânt și cei sfânt trebuie păstrat sfânt. Și pentru că trebuie păstrat sfânt, înseamnă că trebuie să-i punem niște garduri, trebuie să ridicăm niște ziduri. Vei spune, a, ne înveți acum să ne izolăm, să fugim de lume. Nu asta vrem, învăț, dragii mei, ci vă spun că sunt limite între noi și oricine altcineva din afara casei noastre. Trebuie să stabilim linii clar, limite clare pentru a păstra sfințenia familiei noastre, pentru ca nimeni din afară să nu poată să sară prea aproape, prea în intimitatea casei, dar nimeni din interiorul casei să nu sară în afara zidurilor, dincolo de aceste ziduri. Știți ce înseamnă asta? Toți am avut prieteni înainte de căsătorie, nu așa? Eu nu spun să nu-i mai avem și după, dar distanța trebuie mărită. Prietenia nu mai este ca înainte. Cea mai bună prietenă, nu mi prietena din liceu sau din facultate, sau prietena de la cor. Ci cel mai bun prieten este soțul meu, soția mea din momentul ăsta. Iar și prietenii dintre familii sunt bune, cu limite. Există lucruri intime care aparțin exclusiv familiei tale. Nu le pune pe raft. Nu le pune pe raft. Nu le scoate în afară. Nu vorbiți cu nimeni, dragi soți, despre soțiile și copiii voștri. Și nu vorbiți cu nimeni, dragi soții, despre soțul și copiii voștri. Și când nu vă convine și ai vrea să-l faci de minune, oprește-te. Nu-l fă de minune, pentru că un soț umilit în public nu va mai fi bărbat niciodată. Și tu nu vrei asta. Tu nu vrei să nu mai ai bărbat. Lasă-l să fie soț, tată, bărbat în casa lui. Deci, dacă este un spațiu sfânt, ăsta trebuie protejat. Nimeni n-are voie să intre în intimitatea casei, dar nu faceți greșeală să scoateți voi în afara zidurilor casei din intimitatea de acolo. Nici familiile noastre, nici măcar ele. Sigur că ei vin mai aproape, socra oricum îți vine în casă, nu-i așa? dar dacă tot veniți, haideți cu o oală cu sarmale, dar nu deschideți frigiderul, că e numai a casei, numai a fetei, a băiatului. Lăsați-l la ușă dacă vreți sau dacă vă primesc în casă. Ce am vrut să spun prin aceasta, că mai și glumesc un pic? Am vrut să vă spun să nu amestecăm autonomia familiilor. Pentru că multe am văzut în viață și multe familii tineri au suferit pentru că n-au știut Până unde să-și mai arate părinții dragostea. Și prea multă dragoste după nunta copiilor nu mai face bine. Este o limită care trebuie păstrată acolo. Locul cel mai sfânt. Așa să ne ajute Domnul. Și acum, pe final, dacă ăsta e proiectul lui Dumnezeu. Dacă așa a gândit Dumnezeu să fie familia noastră, și casa aceasta trebuie așezată, cum am zis, pe o temelie solidă, cum trebuie să arate această temelie? Păi, dragii mei, ca să putem să așezăm o temelie solidă, avem nevoie de trei imperative. Și anume, la temelia casei noastre trebuie să stabilim foarte clar prioritățile casei. Trebuie să ne cunoaștem foarte bine și trebuie să ne înțelegem vulnerabilitățile. Pentru că familia, căsătoria, este un legământ cu un om imperfect. Și dacă nu înțeleg lucrul ăsta, nu o să înțeleg vulnerabilitățile și o să mă întorc împotriva lui. La prima clătinare. Sunt trei elemente fundamentale pe lângă altele despre care o să vorbesc imediat. Dar de acestea trei țin de noi să stabilim clar care să fie prioritățile în casa noastră, care sunt valorile pe care nu le negociem, ce punem ca și greutate la temelia casei noastre. Apoi, să ne cunoaștem bine. Cum nu ne cunoaștem, știți cum este vorba aia la, la, noi, la români. Mânci un sac de sare și tot nu te știi bine. Dar e bine să Intenționat să-l cunoaștem pe celălalt, să descoperim în adâncul sufletului lui care sunt durerile, care sunt bucurile, care sunt, este freamătul, care sunt visele, că nu le știm. Nu le știm. Și unii, unii mor și nu și-au cunoscut partenerul de viață cum trebuie. Și să ne înțelegem și vulnerabilitățile. Sigur, în seara aceasta nu o să ne putem opri la toate acestea, dar aș vrea foarte puțin să ne oprim la primul imperativ, și anume la stabilirea priorităților ca temelie a casei, astfel încât casa, așa cum a văzut-o Dumnezeu, să poată să stea în picioare. Dragii mei, atunci când nu avem aceleași priorități, cum se zice pe la noi prin bistrița, unul cea și unul hăis, da? Adică când nu suntem una, când nu gândim împreună, când nu comunicăm împreună, când nu stabilim ce e important în familie împreună, atunci pierdem unitate. Și când nu avem aceleași priorități, generăm conflicte. Pentru că eu, eu vreau să-mi impun prioritățile mele, celălalt vrea să-și impună prioritățile lui și la un moment dat nu mai ne trezim că să mergem pe, ca și trenul pe două limbi paralele. Dragii mei, dacă vrem să avem priorități corecte în casă, în familie, atunci familia trebuie să fie o prioritate. N-am cum să stabilesc priorități clare cu soția mea, ce e important în casa mea, încotro vrem să mergem cu casa asta, dacă nu facem din familie o prioritate pentru noi. Deci, hai să ne gândim în felul următor. Dacă familia este o prioritate pentru noi, atunci putem să ne așezăm priorități în familia. Dar cum, ce priorități? Că acum fiecare avem valorile noastre, funcție de preferințele, știu eu, sunt oameni care trăiesc să facă bani, sunt oameni care trăiesc să-și facă nume, diplome, sunt oameni care trăiesc în competiție cu alții, tot felul de personalități. Care sunt prioritățile, de fapt, corecte pe care trebuie să le așezăm la temelia casei noastre, astfel încât casa, așa cum a gândit-o Dumnezeu și -o am prezentat-o până acum, să stea în picioare? Dragii mei, noi nu suntem chemați să ne inventăm priorități corecte. Noi trebuie să descoperim prioritățile așa cum Dumnezeu le-a lăsat pentru familia noastră. Repet, trebuie să le descoperim. De aceea am citit în Cartea Iov și vreau să facem un exercițiu de imaginație acum. Imaginați-vă că n-ați citit niciodată Cartea Iov. Acum e prima dată când v-am citit eu. 4-5 versete. Dar aș fi continuat și v-aș fi citit vreo 30 de capitole numai despre suferința lui Iov, despre frământarea lui Iov, despre deznădejdea lui Iov. Doamne, de ce eu? De ce mie? De ce acum? Mă frămân, mă cercetez, Doamne, nu știu de ce au venit toate astea peste mine. Și după ce v-aș citi așa toată cartea Iov, V-aș întreba despre ce cartea Iov? Cine ar veni în minte? Păi ce s-a predicat aseară, nu? Despre lucrurile insuportabile din viața noastră. Și ce tema centrală a cărții Iov este suferința. Pentru că n-a fost un om pe fața Pământului care să sufere atât de mult cât a suferit Iov. Deci, prioritatea ar fi, am spune noi, să așezăm un cadru în care nimeni să nu sufere. E o prioritate bună, nu? Mă duc aminte că cu noi nu, pe vremea noastră, acum 30 și nimeni vă spun câți ani, când ne-am căsătorit, nu a făcut nimeni consilie premarital, să ne cheme păstorul, să zică, băi copii, hai să vă învăț câteva lucruri, cu... Des... o să dați cu capul imediat după nuntă. Nu o să dăm. Bun, are lecții pe care nu le uiți. Că dacă ni le-ar fi spus înainte, probabil că le uitam. Dar, într-un fel, sunt lecțiile pe care, așa cum un pic de vânătaie, le-am păstrat în viața noastră. Na? Pe vremea noastră, singura consiliere primaritală era vizita la Mireasă înainte cu zi, ca să vadă cum arată. Era, e bine să fie așezate lucrurile și să fie curânduială, să nu mă înțelegi greșit dar sunt și alte lucruri care trebuiau să le aflăm înainte. Uh, și așa mi-a trecut mie prin cap după câteva săptămâni de la căsătorie, să o iau deoparte pe Mihaela să spun tu, Mihaela, hai să vorbim despre lucrurile care chiar contează în familia noastră. Nu am da, știut eu să le formulez acolo cu valori nenegociabile, cu priorități în casă, cu... nu, no, le-am formulat simplu, așa ca un copil inocent ce era pe atunci. Și am zis, știi ceva, Mihela, sunt câteva lucruri la care trebuie să ținem în familia noastră și să nu le încălcăm pentru nimic în lume. Și mă duc aminte, am spus așa, ori prin ce vom trece, nu renunțăm la Hristos. Prima valoare din casa noastră. Nu renunțăm la Hristos. Doi. Nu renunțăm unul la altul. Trei. Nu o să ne înșelăm niciodată. Și mi-a trecut mie că așa era cultura la români pe vremea Acum s-au mai schimbat lucrurile, mai din educație, mai din teamă. Și a zis, niciodată nu o să fiu agresiv cu tine. Ați înțeles, nu? Cu alte cuvinte, n-am zis eu agresiv, am zis altfel. Păi nu vă supărați. Cum poate unul care se numește credincios, creștin, să fie agresiv cu partenerul de viață? Păi ce se poate mai jos decât atât? Ce este mai jos? Mie nici măcar furie nu mai generează un astfel de personaj, eventual milă, și de unul și de celălalt. Dar haideți să revenim. Care ar trebui să fie prioritățile așa cum le vom descoperi în Cartea Iov? După mintea noastră, am zis că Cartea Iov e despre suferință, despre bogăție, că doar era bogat, nu-i așa? Despre familie, că i s-au născut zece copii, șapte băieți și trei fete. I-am făcut numai fetele. veți nu au venit. Haideți să ne uităm la familia lui Iov cum și-a așezat temelia după cum vede Dumnezeu și analizează Dumnezeu prioritățile care trebuie să fie în casele noastre. Și acum foarte pe scurt cum ați, cum ați auzit citindu-se din cartea Iov? În țara Uți era un om pe care îl chema Iov. Și Iov ăsta o suferit ca nimeni altcineva. Nu? Și Iov avea șapte mii de măgărițe, trei mii de cămile. Nu? I s-au născut șapte fii, trei Nu? care ordinea? Ce vede Dumnezeu la Iov? Ce evaluează Dumnezeu în viața lui Iov? Și începe așa. În țara Uț era un om pe care îl chema Iov. Și omul acesta era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se ferea de rău. Care sunt Primele cele mai importante lucruri pe care le vede, le evaluează, le caută. Dumnezeu la noi, care sunt care e prioritatea zero. Pentru casele noastre. Prioritatea zero este viața spirituală. Cât timp nu pricepem acest adevăr. Cât timp nu înțelegem că suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări în Hristos Iisus, unde? În locurile pământești. Doamne, ce binecuvântați am fost anul ăsta, zice. Așa bine o mers. E rău să meargă bine? Nu e rău. A, poate să și fie rău. Că nu mult sau puțin e important, ci ochiul care analizează lucrurile astea e important. Dar prima prioritate, cum se uită Dumnezeu la tine, este viața ta spirituală. Știți ce laudă Dumnezeu la Iov? Neprihănirea, curăția de suflet, teama de Dumnezeu și fuga de rău. Pentru că prima prioritate în viața familiei tale, dacă vrei ca familia ta să aibă temelie solidă și când vine vântul să rămână în picioare. Nu dacă vine vântul, când vine vântul, atunci atenție mare la viața spirituală din casă. Din casă, dragii mei. Pentru că viața spirituală înseamnă să avem altar în casă. Să dregem altarul casei să punem împreună viață spirituală în casă, continuu și nenegociabil. Altarul casei înseamnă unitate, înseamnă să venim împreună, zi de zi, ne adunăm, ne împrăștiem la șase dimineața, nu mai găsești pe noi prin casă. E un rit de viață grosnic, noi n-am fost construiți pentru ritmul ăsta de viață. Dumnezeu nu ne-a creat pentru viteza în care trăim. Dar dacă așa este, Seara când ne adunăm, dragii mei, cel mai important lucru, mai important decât cine împreună, și e bună, dar mai important decât cine împreună, este adunarea familiei la altar. Iacov a fost un om care a trăit numai pentru sine. Nimeni n-a fost bun în jurul lui. I-a călcat în picioare pe tot cel mai machiavelic personaj pe care l-am întâlnit. Și-a bătut joc de părinții lui, și-a bătut joc de fratele lui, și-a bătut joc de socrul lui. Și la un moment dat trebuie să se întâlnească cu sine. Fuge de la Laban. În spate moarte, la ban, în față vine sau spre el. Tot trecutul lui venea spre el să-l omoare acum. Și se află între două pedepse. Și la pârâul cherit. Și la pârâul cherit când Domnul îi dă o bătaie bună să se trezească, se întâmplă ceva. Repet, nimeni n-a avut nicio valoare. Omul, oamenii din jurul lui Iacov au însemnat zero până atunci. Și se schimbă ceva. Când Dumnezeu se atinge de Iacov, începe să înțeleagă, atenție mare, că oamenii sunt mai importanți decât lucrurile. Oamenii sunt mai importanți decât lucrurile. Oamenii din casa noastră. Și trece părul la boc și așează tabăra. Așează tabăra pentru că vine sau vine să-i omoare. Vine să se răzbune pe tot ce a făcut Iacov în trecut. Și acum Iacov are o dilemă. Care-i ordinea în care va așeza tabăra? Și spune cuvântul Domnului în Geneza, în capitolul 32, spune așa, s-a -a dus la nevestele lui, la copiii lui, a luat toate cirezile, toate bunurile, toată avuția lui și a pus-o în față. Păi Iacov, toată viața ai trăit pentru astea. Oamenii n-au însemnat nimic până acum ți ai bătut un joc de toți pentru astea. Și acum le pui pe astea, ești gata să renunți la ele. Da! Gândesc altfel că nu mai e Iacov. Sunt Israel că m-a schimbat Dumnezeu. Și când îl schimbă Dumnezeu pe Iacov, zice să le taie toate sau. Dar în niciun caz nu va tăia pe nimeni din casa mea înainte să taie toate businessurile mele, toate avuțiile mele, toate mercedesurile mele. Piară toate! Dar nu copiii și nevestele mele, nu. Familia mea, nu. După ce pune bunurile, după aia zice că și au pus nevestele, țitoarele cu copiii lor, o pus-o după aia pe leia cu copiii și la capăt, adică cea mai protejată în spate, Rahela cu prințișorul. Dragii mei, Imaginea aceasta a modului în care Iacov își așează tabăra vorbește atât de clar pentru modul în care lucrurile erau importante de acum în viața lui. Și dacă până acum a trăit în felul acesta, nu contează că familia nu mă, ai, nu mă are pe mine. Eu am de atins obiective materiale, am eu visele mele, am țintele mele, am ambițiile mele. Lasă familia să sufere. Dintr-o dată, Iacov schimbă prioritățile. Și anume, zice, renunți la toate, dar nu la familie. Dar nu la familie. Și spune cuvântul domnului. Și atunci Iacov a trecut înaintea lor. Înaintea cui? N-a trecut înaintea bunurilor, a trecut înaintea familiei pentru că a zis el așa, înainte să moară ăștia, mor eu. ăsta e tata. ăsta e tata. Dragă tată, dacă vrei să-ți ții familia în viață, nu lăsa altarul dărâmat, dar business-ul să meargă strună. Că îți vei pierde oamenii și vei rămâne cu bunurile. Și nu te vei bucura nici de unele, nici de altele. Prima prioritate trebuie să fie altarul casei. Știi ce înseamnă asta? Simplu, practic. Un timp și un loc zilnic cu familia în sufragerie, în camera de zi, în grădină, nici nu contează unde. Dar zilnic să știe toți din casă că vin aproape. Toată ziua suntem împrășteați cât e deva și județul Hunedoara. Dar când ajungem, nu unul cu telefon într-o cameră, unul la meci dincolo, unul în vârte, în rântaș. Dintr-o dată să avem un timp, altarul casei, în care lăsăm toți totul și cel mai important în viața noastră devin ceilalți din familie. Vreți să se vindece rănile în casele noastre, dragii mei? Atunci să tregem altarul. Înapoi la un timp de rugăciune, înapoi la Scriptură, înapoi la o discuție frumoasă cu toți din casă. Acolo ne adunăm. Acolo găsim unitate, acolo creștem împreună, practicăm disciplinele spirituale împreună, acolo dăm socoteală unii altora de viața noastră. Și nu mai vezi că vine uh, ăsta de 14 ani. Ai, domnule, Încă nu a făcut, stați liniștiți. Nu va ameniți că o să fie bine. Și noi am supraviețuit, nu așa? Când i am deformat, e altceva, da? Când îl vezi că nu mai vrea să iasă din cameră, când îl vezi că îi se termină bateria la telefon cam repede, când îl vezi că începe să vorbească cu alții și mai puțin cu tine, nu lăsa, nu lăsa, atunci adul, ține-l împreună, atunci are nevoie, vorbește cu el dar vorbește frumos, vorbește calm cu el, nu -l repezi, nu-l trânti de păreți, că zici, da, o ție, te-alung de acasă. Ascultă-mă, orice ar face copilul tău, rămâne copilul tău și când nu-ți convine. Nu-i dai impresia că ai vrea să-l îndepărtezi, din contră, transmite-i că îl vrei aproape. Unde? La altar. Deci, primul lucru, viața spirituală, rezidește altarul casei. Și foarte repede și pe scurt, primul lucru pe care îl evaluează Dumnezeu la Iov, care Viața spirituală. Al doilea lucru pe care îl evaluează Dumnezeu la Iov este viața familială. Și după ce era neprihănit cura la Suflet, se temea Dumnezeu, se ferea de rău, dintr-o dată focusul lui Dumnezeu pe familie are soție, are șapte fi, are trei fete. Nu intru în foarte multe detalii, dar iată ce văd în relatarea asta scurtă, care continuă și de la versetul 4. Dragii mei, faptul că copiii lui dau din când în când o petrecere și toți zece împreună, știți ce înseamnă? Că Iov i-a învățat să fie uniți. Cunosc părinți care bagă zânzanie între copii. Știți unde vedem câtă unitate au zidit copii, părinții în copiii lor? După ce mor. Și când te întâlnești la judecătorie cu frate care îl dă judecată pe frate pentru un lat de palmă, de blivadă, de... Pe care, cu care oricum nu face nimic. Dar tipul acesta de conflict între frați, de fapt e zidit mai dinainte, pentru că s-ar putea că părinții n-au știut să zidească unitate între copii. Și iată-i pe copii ăștia în unitate. Șapte băieți le chema și pe fete și erau împreună. Dar, pe lângă faptul că i-a învățat unitatea, Iov mai făcea ceva. Zice, Iov se gândea, vă, eu îl cunosc pe ăla al treilea, mă. Îl ai repezit iute. Îl face glume proaste. Sigur, îl au făcut mișto de surorile lui. Și atunci eu un pic tulburat. Și vine înaintea Domnului. Și zice așa: Eu sunt preotul casei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu foarte frumos. Și dacă am fost atenți la citire, că îi chema la el. Știți ce înseamnă asta? Își făcea timp pentru copilului să vorbească cu ei. Și nu așa făcea ședința, vă, voi zece, veniți aici. Știu că ați făcut prostii, știu că. le ținea o lecție de dirigenție de fulgi să iau de pe ei. No. Îi chema pe rând și știți de unde știu că îi chema pe rând? Pentru că și je o aducea pe rând pentru fiecare în parte. Și nu din când în când. Așa avea Iov obicei să facă. Vreți să traduc în limbajul nostru? Ne cam în frații, în păstori. Haideți să ne rugăm pentru copiii noștri. Și începem să ne rugăm. Nu m-am trezit de multe ori spun așa. Doamne, binecuvintează în copii, a grijă de ei, poartă de grijă, cercetează inima, mântuiește, ține în brațul tău pe copiii mei. Știți ce mă învață Iov? Nu. No. Doamne, o aduc pe Iulia, Doamne, o aduc pe Natalia, Doamne, o aduc pe Sofia și se luăm pe rând să mijlocim pentru ei, că unice. Așa avea Iov obicei să facă. Zidește unitatea, mijlocește și comunică cu ei. Și a treilea al lui Dumnezeu, de deci să uite Dumnezeu la Iov și evaluează viața spirituală, viața familială și a treia prioritate pe care o evaluează Domnul la Iov este viața profesională. Cum Dumnezeu e interesat și de asta? Da! Nicăieri Domnul nu laudă lenia și nici ignoranța. Nu! No. Să poți să lucri și să stai pe șomaj nu e o virtute. Nu e o virtute. Și iată ce spune cuvântul Domnului. Iov ne prihăni, se temea de Dumnezeu, să ferea de rău. Iov, cu familia, aducea jerfe, copii, avea grijă de ei. Și avea și un business. Cămile, măgărițe, un număr de angajați, bogat. Cum o da bogăția? Nu-i să poate pocăit cu da? Da? Nicăieri n-am găsit teologia sărăciei în Scriptură. Tu nici pe aia bogăției. Nu sunt nici cu teologia prosperității, dar nici nu fac o virtute din sărăcie. Biblia ne învață să lucrăm cu mâini harnice, ca pentru Domnul să ne comportăm și în munca noastră și Domnul binecuvintează și munca noastră, așa cum știe el mai bine. Dar știți ce se uită Domnul la Iov? Atunci când se uită și îi vede viața profesională și -i binecuvântat Iov, pentru că Iov, a, a, a înțeles principiul acesta că Domnul nu-i dă mult ca să se lăfăie mai mult, ci dă mult ca să fie mai generos. Pentru că tot eu va spune, a intrat cineva la mine în casă să iasă mâna goală? Am fost picior pentru o loc și mână pentru ciung, am fost ochi pentru o la orb. De ce? Pentru că am înțeles că dacă Dumnezeu mi-a dat, mi-a dat să fie o binecuvântare pentru alții. Și Iov ne dă acest model când Dumnezeu se uită și ne evaluează. Să ne așezăm prioritățile astfel încât prioritățile acestea să fie o temelie solidă în familia noastră, a casei noastre, astfel încât casa așa cum a văzut-o Dumnezeu și am prezentat-o la începutul mesajului să stea în picioare. Ceea ce îmi spune mie, drag tată, dragă mamă, dragă soț și soție, este că trebuie să avem o viață de echilibru. Viață de echilibru. O relație bună cu Dumnezeu, cât de bună cu Dumnezeu, o relație cât de bună cu cei din casă și o relație cât de bună în raport cu munca pe care o fac. Pentru aceasta ai nevoie de înțelepciune divină. Vrem casele noastre să fie locul cel mai sigur? Vrem casele noastre să fie locul împlinirii? Vrem casele noastre să fie locul odihnei? Vrem casele noastre să fie locul formării? Vrem casele noastre să fie cele mai sfinte spații din viața noastră? Dacă vrem asta, să ne uităm la ce se uită Dumnezeu, nu cu ochii noștri. Să prețuim ce prețuiește Dumnezeu. De aceea avem nevoie de o viață de echilibru. Vrem să fim acei tați și mame, acei soți, și soții? Vrem asta? Vreți să vă ridicați împreună cu mine acum? Și cred că e moment bun acum să coborâm în inimile noastre. Eu nu știu ce o să găsești acasă la tine, dar știu că Dumnezeu ți-a spus să fii atent ce duci odată cu tine acasă la tine. Noi bărbații mai avem o meteană și anume, când ne focalizăm pe un lucru, nu mai putem să ne focalizăm pe altele. Intrăm pe o direcție, nu ne mai scoate nimeni de acolo. Adică dacă noi suntem cu viață spirituală, apoi numai viață spirituală, mai, nu mai există familie, nu mai există nimic, viață spirituală. Dacă ne-am băgat în business, nimic nu mai există, numai ăla e acolo. Așa suntem noi. Poate să fie o slăbiciune. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Soțiile noastre, surorile, le-a creat Dumnezeu într-un mod atât de minunat pentru că ele sunt cele care pun relațiile din casă împreună. Iar pe noi ne-a creat să aducem lucrurile necesare pentru ca în casă să fie tot ce trebuie și soțiile noastre să ne pună pe noi împreună. Suntem diferiți din multe puncte de vedere și nu trebuie să fim la fel. Să ne ferească Domnul să fim la fel. Nu-i bine când suntem la fel. Dar vreau să vă spun ceva. Cred că seara aceasta este o seară în care Dumnezeu este gata să corecteze ce trebuie corectat. Amin. Să vindece ce trebuie vindecat. Să restaureze ce trebuie restaurat. Pentru că știți ceva? Dincolo de această temelie despre care v-am vorbit. Sub toată temelia pe care noi putem să o punem, cea mai importantă temelie este Hristos. Domnul lăuda să fie numele Lui. Vreți să-l chemăm pe Domnul să se pună la temelia familiilor noastre, să completeze El ce lipsește acolo. Poate n-am fost bun, poate am fost insensibil, poate n-am mai avut ochi să văd cât de prețios e cel de lângă mine. Poate am văzut numai lucruri și n-am mai văzut oameni. Poate n-am știut să-l prețuiesc, să o prețuiesc, să vorbesc frumos, poate m-am obișnuit, poate a intrat atâta rutină în relația noastră încât trecem reci și insensibili unul pe lângă celălalt. Mai mult, poate am devenit greu de suportat unii pentru celălalt. Aș vrea Dumnezeu să repare tot ce trebuie reparat în casele noastre, să ocupe Dumnezeu locul de cinste, să atingă soții și soți, să atingă copii în seara aceasta și să aducă o mare binecuvântare peste toate familiile noastre, intrăm în rugăciune.